Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este Duna Încuța și sunt profesor de matematică la Școala Gimnazială Tudor Arghezi din București. Astăzi vorbim împreună despre trapez, iar alături de noi o avem pe Tania. Bună, Tania! Bună ziua! Haideți să începem! Ce este trapezul? Trapezul este patru convex, cu două laturi paralele și două laturi neparalele. În imaginea de aici avem un trapez. Haideți să îl notăm. A, B, C, D și să observăm că latura AB este paralelă cu latura DC și AD nu este paralelă cu BC. Da? Deci aceasta este definiția trapezului. Când vorbim de trapez ne putem gândi la ce categorie îl putem încadra. De exemplu, putem să avem trapezoare care, dar în același timp putem avea în probleme și un trapez isoscel. Ce este trapezul isoscel? Ei este un trapez care are laturile neparalele congruente. Pe desenul nostru, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că latura aceasta este congruentă cu latura cealaltă. Bun. Mai departe, putem să vorbim și despre niște proprietăți ale trapezului isoscel. De exemplu, unghiurile de la una dintre bazele trapezului isoscel sunt congruente. De exemplu, unghiul de la baza mare de aici este congruent cu cel de aici sau unghiul de la baza mică de sus este congruent cu celălalt. Bun, și totodată diagonalele sunt congruente. Deci dacă am duce diagonalele pe acest desen, ele sunt congruente. Să mergem mai departe și să vorbim despre un alt tip de trapez, trapezul dreptunghic. Acesta este un trapez în care una din laturile neparalele este perpendiculară pe bazele trapezului. Adică, aici avem unghi de 90 de grade. Alte proprietăți pe care le-am putea discuta la trapez sunt valabile pentru orice tip de trapez, inclusiv pentru cel oarecare unghiurile care sunt alăturate unei laturi, din cele două laturi neparalele, sunt suplementare. Este vorba despre unghiul A și unghiul D, adică unghiul A plus unghiul D egal 180 de grade și la fel pe cealaltă parte unghiul B și unghiul C sunt suplementare. Deci, putem să ne uităm la această figură și să observăm că de fapt DE ce și AB fiind drepte paralele, AD este secantă și atunci unghiurile A și D sunt de fapt interne de aceeași parte a secantei suplementare. La fel și pe cealaltă parte, dacă considerăm AB și DC drepte paralele, BC este secanta și unghiurile B și C sunt interne, de aceeași parte a secantei, suplementare. Și atunci, haideți să vedem dacă am înțeles într-adevăr aceste proprietăți de la trapez, rezolvând câteva probleme împreună. Haideți să începem cu prima problemă. În triunghiul ABC, triunghiul ABC este cel de aici. D și E sunt mijloacele laturilor AB, respectiv AC. Haideți să luăm pe D, mijlocul lui AB, și E, mijlocul lui AC. Iar P și Q sunt simetricele acestora față de punctul A. Înainte de a lua punctele P și Q pe desen, vom explica mijloacele. Deci nu luăm încă punctele P și Q pe desen. Haideți să vedem ce ne cere concluzia, însă, stabiliz natura 4-laterului BCPQ. Bun, vom face acest lucru după ce uh, explicăm mijloacele, numai pe desen, nu și în scris. D este mijlocul lui AB, înseamnă că segmentul BD este congruent cu DA și la fel. În partea cealaltă, AE este congruent cu EC pentru că E este mijlocul lui AC. Și în momentul în care ducem simetricul punctului D față de punctul A, înseamnă că prelungim DA cu un segment congruent cu segmentul DA. Deci, să vedem, P este simetricul lui D, deci aici va fi P și segmentul AP este egal cu de a. Totodată, punctul Q este simetricul lui E față de punctul A, deci EA va fi congruent cu AQ. Atunci, haideți să vedem. În momentul în care ni se cere să găsim, să stabilim natura patrulaterului BCPQ, ne gândim la ce. Chiar dacă el seamănă cu un trapez. Noi trebuie să ne dăm seama de fapt ce este el din datele pe care le avem în problemă. Poate este paralelogram, poate e dreptunghi sau poate este trapez. Da? Bineînțeles, da. figura deja ne spunea uh, încotro ne îndreptăm. Am stabilit că vrem să-l demonstrăm trapez, da? pentru că momentan ar arăta ca un trapez. Asta înseamnă că ar trebui să ne folosim de definiție și să arătăm că are două laturi paralele și două laturi neparalele. Bun, atunci, hai să vedem cum arătăm că BC este paralel cu PQ, folosindu-ne însă de datele din problemă. Mai exact, ni s-a spus că D și E sunt mijloacele laturilor AB, respectiv C. Când ni se dau două mijloace într-un triunghi ale laturilor, da? Ce se formează acolo? Cum se numește segmentul format de două mijloace? Linia mijlocie. Corect. Deci DE este linie mijlocie și atunci, haideți să trasăm DE și de ce nu să explicăm linia mijlocie. Deci D este mijlocul laturii AB, E este mijlocul laturii AC, de unde DE este linie mijlocie, în triunghiul ABC. De unde rezultă că DE este paralel cu BC și, totodată, DE este jumătate din BC. Jumătate din BC, adică BC supra 2. Bun, am explicat linia mijlocie. Mai departe, să vedem ce putem face. De exemplu, dacă ne uităm pe desen, Observăm că triunghiul QAP și DAE au două laturi la fel, de aceeași lungime, da? Însă nu am explicat încă simetricele și atunci, haideți să explicăm simetricele și să vedem apoi la ce ne va duce acest lucru. Deci P este simetricul punctului D față de punctul A. Și am spus mai devreme că DA este congruent cu AP. Totodată, punctul Q este simetricul punctului E, avem E aici, față de A și de aici rezultă că EA este congruent cu AQ. Și acum că am explicat simetricele, uitându-ne atent pe marcajele din desen și chiar la segmentele congruente de care vorbeam mai devreme, da, la cele două triunghiuri care aveau uh, două laturi de lungimi egale, eu aș spune să unim Q cu D și P cu E. Și atunci, dacă vă amintiți, am vorbit într-o lecție anterioară despre patrulaterul, uh, în care diagonalele se înjumătățesc. Da? Cel mai de bază patrulater later dintre toate. Este vorba de paralelogram. Și atunci, observând acest lucru, chiar putem spune că DEPQ este un paralelogram. Bun. Deci, de aici, să spunem că DEPQ este întâi un patrulater, convex. Da, avem uh, DA congruent cu AP și EA congruent cu AQ. Punctele sunt coliniare. Nu ne facem griji pentru acest lucru. Și atunci, cum am spus, DEPQ este paralelogram. Dacă DEPQ este paralelogram, Tania. Uh, Poți să mi spui cum sunt D-E și PQ? paralele. Sunt paralele, foarte bine. Deci DE și PQ sunt paralele și totodată sunt și congruente, nu ne interesează acest aspect. Dar foarte important că sunt paralele pentru că DE era paralel și cu BC. Și ambele PQ și BC fiind paralele cu DE, înseamnă că sunt și paralele între ele. Deci Explicând acest lucru am găsit cele două laturi paralele ale trapezului pe care noi vrem să îl demonstrăm. Să punem punctele și să explicăm ceea ce tocmai am spus. D, E, P, Q, paralelogram. De unde rezultă că DE este paralel cu PQ. Aici era punctul E. Și venim și spunem, dar DE este paralel și cu BC? De unde PQ este paralel cu BC? Și totodată putem observa că laturile BQ și CP nu sunt paralele, da? Deci, BQ nu este paralel cu CP. BCPQ este un patrulater convex, da? de unde putem spune că BCPQ este trapez. Haideți să vedem, mergem la următoarea problemă, problema 2 fie ABCD un trapez isoscel. Observați pe desen, deja am pus congruența la AD și BC. În continuare ni se spune că AD este egal și cu DC, deci cu baza mică a trapezului, și bineînțeles cu BC pentru că este trapez isoscel. Și AB este de 20. Nu vom pune pe AB, însă ținem minte această informație. Paralela prin C la AD Intersectează dreapta BC în punctul M. Bun, și punctul M se află tot pe desen. La punctul A ni se cere să calculăm măsura unghiului de DAB. În primul rând, fiind trapezii soscel, unghiul A de aici, Tania, este congruent cu ce unghi de pe figură? Unghiul B. Corect, este congruent cu unghiul B. Deci, putem afla direct unghiul A sau putem afla unghiul B, da? Pentru că ele sunt congruente. Ok, și atunci, bazându-ne pe informațiile pe care le avem în desen, haideți să vedem cum rezolvăm problema. Și bineînțeles, bazându-ne și pe informațiile pe care le avem în figură. Poți să-mi spui, Tania, cum sunt DC și AM? DC și AM sunt paralele. DC și AM sunt paralele, într-adevăr, pentru că DC era paralel cu AB, da? Bazele trapezului. Bun, totodată ni s-a spus în problemă că CM este paralel cu AD. Și deci patrulaterul AMCD are laturile opuse, paralele, două câte două. Și atunci ce este el, Tania? Este un paralelogram. Este un paralelogram foarte bine. Și atunci haideți să explicăm. În primul rând, AB este paralel cu DC, punctul M se află pe AB, și atunci bineînțeles că și DC va fi paralel cu AM. Dar ni s-a spus în problemă că CM este paralel cu AD. Și de aici, și din faptul că A. MCD este 4 later convex, putem spune că AMCD este paralelogram. Și de aici zic eu că am putea să scoatem niște congruențe. Adică, de ce este congruent cu AM? Mergem și punem Același marcaj, și totodată AD este congruent cu CM. Și, bineînțeles, punem același marcaj. Ce să facem mai departe de aici? Zic să punem pe desen o informație pe care nu am pus-o. Faptul că AD. DC și BC au câte 10 cm, lucru care ne spune că și AM are tot 10 cm, să spunem aici, 10 cm și 10 cm. Punem și pe CM tot 10. Însă, să nu uităm că AB avea 20 de cm în total. Și atunci, Tania, MB, oare cât are? Câți centimetri? 10. 10. Bun, foarte bine. Deci pe MB îl aflăm ca diferență dintre AB și AM. Haideți să-l aflăm. MB este latura AB minus segmentul AM. 20 minus 10, adică este 10 cm. Bun, păi înseamnă că putem pune pe MB același marcaj. Nouă ni s-a cerut unghiul DAM. Dar cred că uitându-ne pe desen, putem să găsim mai ușor unghiul CBM. Da? Observăm că triunghiul CBM are toate laturile congruente. Deci ce fel de triunghi este Tania? Echilateral. Corect, triunghi echilateral. Și atunci unghiul B câte grade are? 60 de grade. Perfect. Și odată aflat B, atunci îl știm și pe A. Haideți să spunem acest lucru. Deci cum CM este congruent cu CB și congruent cu MB egal cu 10 cm, înseamnă că triunghiul MCB este echilateral. De unde unghiul B are 60 de grade? Și din ABCD, trapezii isoscel. putem spune că unghiul A este congruent cu unghiul B și atunci are 60 de grade. Pe noi problema ce ne-a întrebat? Unghiul de AB, da? Deci unghiul de aici. Sau, cu alte cuvinte, unghiul A citit de noi. Bun, și suntem gata cu punctul A, să citim și punctul B. Arătați că AC este perpendicular pe BC. Cu alte cuvinte, problema ne cere să arătăm că unghiul ACB, da, unghiul de aici, este de 90 de grade. Și dacă ne uităm pe desen, chiar avem toată informația necesară. Observați cum AM este congruent cu MB, deci M este mijlocul laturii AB, și totodată mediana CM este congruentă cu uh, AM și MB, deci mediana CM este jumătate din AB. Sună puțin a teorema medianei, dar invers. Asta înseamnă că este reciproca teoremei medianei, da? Teorema medianei spunea că într-un triunghi dreptunghic, mediana corespunzătoare ipotenuzei este jumătate din ipotenuză. Iar noi ce am observat aici, că o mediană este jumătate din una din laturile triunghiului, da? Mediana corespunzătoare ei, bineînțeles, nu alta. Și atunci, cu reciproca teoremei medianei, vom spune că acest unghi este de 90 de grade, adică triunghiul este dreptunghic. Haideți să explicăm și totodată, dacă am ajuns aici, să punem din nou congruențele, să le avem la îndemână și să spunem punctul B. Deci observăm Că AM congruent cu MB și congruent cu MC și egal, bineînțeles, cu AB supra 2, da? CM este mediană, și de aici rezultă cu reciproca teoremei medianei că triunghiul ABC este dreptunghic în C. Cu alte cuvinte, exact ce ni s-a cerut nouă, AC este perpendicular pe BC. Deci unghiul C este de 90 de grade. Bun. Și mai aveam punctul C. Calculați măsura unghiului DCA. Deci este vorba de unghiul de aici. Ce fel de triunghi este triunghiul DAC, Tania? Bun, și atunci, unghiul pe care noi trebuie să-l aflăm, de ce A, este congruent cu d -A celălalt unghi da. din triunghiul isoscel. Acum, noi trebuie să aflăm unghiul de deci este vorba de acesta, dar nu ne deranjează nici să-l aflăm pe acesta. Totodată ele fiind egale, de ce nu? Am putea chiar să aflăm unghiul D al trapezului, da? Și din 180 de grade, suma măsurilor unghiurilor uh, în triunghi, să scădem D și să împărțim la 2 pentru a afla unul din unghiurile de la baza triunghiului isoscel. Vă reamintesc că unghiul A era de 60 de grade, da? l-am aflat uh, la punctul uh, A al problemei. Deci ABCD trapez, de unde unghiul A plus unghiul D egal 180 de grade. Da, dar pe A l-am aflat, este de 60 de grade plus unghiul D și dacă scădem 60 de grade, cât obținem unghiul de Tania? 120 de grade. Bun, 120 de grade și acum am spus că mergem în triunghiul isoscel, deci AD congruent cu DC, de unde triunghiul ADC isoscel, de unde rezultă că unghiul DCA este congruent cu unghiul DAC. Vorbeam de cele două unghiuri de aici și egal cu, voi scrie de la capăt, egal cu 180 de grade minus unghiul D. 180 de grade este suma măsurilor unghiurilor în triunghi, din care dăm la o parte măsura unghiului D și împărțim la 2. Deci 180 de grade minus 120 de grade supra 2, 60 de grade supra 2, 30 de grade. Bineînțeles, pentru acest subpunct și chiar pentru această problemă puteam găsi mult mai multe metode de rezolvare. Posibilitățile sunt variate aici, da? Și vă las pe voi să le descoperiți. Eu v-am mai pregătit încă o problemă, problema 3, care vă rămâne în temă. Eu vă mulțumesc pentru participare, îi mulțumesc și Taniei și vă doresc spor la învățat până data viitoare. La revedere!